Vreau să le transmit albăjenilor că tot ce vom lucra în acest an de interimat sunt proiecte gata pregătite de ani de zile, care nu acum le-am inventat. Eu trebuie să continui doar ceea ce am pregătit împreună cu toată echipa, împreună cu Mircea Hava, împreună cu Nicușor Moldovan. Ei au spus de atâte ori, am discutat și eu cu ei personal, chiar dacă sunt acolo unde sunt, vor fi lângă noi în fiecare zi. Oricând este nevoie, putem să consultăm. Nu există alt drum pentru Alba Iulia decât să se dezvolte. Nu există altă variantă decât să transformăm în realitate toate dorințele Alba Iulienilor, fie că vorbim despre școli, grădinițe, locuri de joacă, străzi sau servicii comunitare. Îi asigur că echipa primăriei și consilierii locali, sau să spunem mai bine, majoritatea consilierilor locali, vor rămâne partenerilor. Dați-ne câteva exemple, vă rugăm, despre proiectele pe care le veți implementa în perioada mandatului dumneavoastră. Sunt și în implementare, sunt în fază de aprobare, sunt în fază de semnare de contracte. Avem, știți foarte bine, proiectul pe Palatul Principilor, avem proiectul pe liceul numărul 8, avem proiectul pe liceul economic, avem proiectele pentru 1500 și ceva de apartamente cu reabilitare termică, unde sunt peste 3000 de persoane. Avem proiectul mare pentru reconversie, cum știm cu toții, cartierul Lumea Nouă, unde sunt foarte, foarte mulți oameni implicați, și partea de investiții și partea de resurse umane. Tot ce am pregătit, cum vă spuneam până acum, va merge clar înainte și important să găsim resursele financiare și din partea noastră de buget local și din alte surse financiare și dacă trebuie să luăm și un împrumut, îl vom face, pentru că altfel nu se poate dezvolta municipiul. Planuri pentru un strand în Alba Iulia sunt? Vreau să înțelegeți un lucru. În opinia mea, noi va trebui să facem de acum încolo toate proiectele care implică majoritatea oamenilor și cele care sunt foarte importante și urgente. Nu spun că nu este urgent să facem și acest obiectiv pe care îl avem, pentru care am și cumpărat terenurile și proiectele și tot ce este acolo. Dar foarte important este să vedem de unde îl finanțăm. Am început să discutăm din 1 aprilie cu Consiliul Județean pe parteneriate. Până acum, municipiul Alba Iulia, știți foarte bine, nu a avut niciun parteneriat cu Consiliul Județean. Nici dacă le-am atribuit lor un anumit obiectiv de interes A sau de criteriu A pe care îl pot finanța singuri sau să mergem cu obiective comune unde putem finanța 50-50%. Vom continua să discutăm cu ei și nu numai, cu toate ministerele, Guvernul României, cu tot ce înseamnă Comisia Europeană, tot ce se poate finanța, proiectele sunt pregătite.